adecvată prezentării la participați în externatorii naționale, deoarece instituția noastră, Ministerul Naționale, participă prin două instituții, Direcția Geografică Maritimă pentru zona de costieră și zona de regiune maritime și Direcția de Văzare Comunitară pentru zona de pustare. Cum a fost prezentat și anterior, cadrul legal pentru participarea Ministerului Apărării și Publicitatea Direcției Topografice din Vărea Minsk este dat pe hotspot de ordine 4.20 și 5.79.2015. Și pe un real folos pentru noi este o hotărâre pentru reșiuni de oficiile pe care ne permite să desfășurăm un plan de activități pe la comunale. Participarea Ministerul Apărării Naționale și Direcției Topografice la Internetale List se desfășoară pe mai multe palieri, cu setul de date, în care permite autoritatea publică responsabilă și autoritatea publică participantă, cu expres tehnic de specialitate în cele trei tipuri de lucru și cu infrastructură, cu geoportalul List, componenta NFM. Cu setul de date geospațiale, suntem autoritatea publică responsabilă pentru implementarea temelor trei, imaginea de rectificare și 2.1 atitudine. Cele trei teme au fost realizate pentru singură, a creat o majoritate singură, în următoarele încolo și 2013. Intenționăm ca de la anul să actualizăm cele trei teme la care suntem prezentate. De asemenea, mai suntem autoritatea publică participantă, împreună cu Cristian Geografică Maritimă la alte două precedente, unde procedăm cum a fost cu deciziile de responsabilitate. Site-urile pentru Direcții Topografice Militare și geoportalul Direcției Topografice Militare pot fi accesate la adresa geomin.ro, unde se găsesc o serie de date liber spre publicare. Nu sunt însă datele care sunt publicate pe geoportalul NISPAI. Geoportalul NISPAI, componenta NFM, este disponibil ca fiind federat cu geoportalul de ei sau de România. Dacă cineva se conectează și încearcă să urmărească, să vadă datele noastre prin geoportalul NISPAI al României, dacă sunt probleme, nu există să nu există să ne contactați. Contactul al Ministerului de Cultură este adresa noastră.
că sigur, domnul profesor, vine cu niște întrebări strict de specialitate. Legat să răspund la la prima întrebare legat de GUI, Centrul Național de Cartografie a achiziționat două calimetre, a făcut determinări pentru București, așa din câte știu și poate să confirme colegii la Centrul Național de Cartografie. Ne dorim să facem determinări la nivelul întregii țări. Știu că prin protocolul anual de la Direcția Cartografică în Cuvântare o serie de date care le dețineau dumneavoastră determinări calimetrice. Și probabil că dacă reușim, în anii următorii vom avea și un model de citare a terenului. Legat de cea de-a doua întrebare, lucrurile sunt în atenția noastră, să spun așa, pentru că avem niște probleme de conformitate tocmai din cauza acestor sisteme. Da? De coordonate. Le cunoaștem, este un lucru care există timp și sunt aceste implicare pentru specialiști, special în locale de geodezie. Și nu numai. Deci avem un atenție. A existat un proiect care s-a blocat pe proiectul BAN. Nu știu care e motivul. Dacă putem să-l deblocăm, ar fi foarte bine. Sper o domnul. Da. Mai sunt întrebări în zona aceasta de parte. De unde? Mai știu. Deci așa ușor. Vă rog, știu mai cât. Vă rog, m-am dat la serviciul de portalul dumneavoastră și n-am văzut metodată dacă există limitări pentru utilizarea direcționalitatea serviciul pe portalul de spate. Care e geoportalul de teme, doar ca să intra pe geoportalul de teme, acolo nu avem metodată repostată. Sunt postate pe geoportalul din spate. Deci îl găsiți prin Direcția Federală, la căutare după Direcția Fotografiei Militare de Teme și veți vedea serviciul de vizualizare, imagine de vizualizare. Dar sunt restricții trecute în metadate? Înțelegem că le putem folosi în orice mod. Mulțumim pentru spate și pentru prezență. Aș avea și o întrebare la domnul Enetor, dacă mi-a rămas puțin timp. Totuși, când realist ar putea avea datele, cele care sunt cel puțin acum pe geoportalul LIS, accesibile prin servicii? Sigur că e un subiect care e tot mai actual, să zic așa, în ultima perioadă. Deci când dă drumul la descărcarea datelor? Nu, măcar vizualizare. Prin servicii standard, nu? Prin... din punctul meu de vedere, ar fi și doar o bifă acolo care să permită accesul WMS la datele care sunt deja publicate. Pentru că din ce știu eu, un singur serviciu de acest tip este pentru limitele administrative. Exact. Cred că foarte ușor se poate rezolva și pentru celelalte, până la descărcare. Nu, deci din punctul de vedere tehnic este foarte simplu. Deci serviciile sunt create, avem oricând posibilitatea să le dăm drumul. Spuneam puțin mai devreme, avem o problemă care ține de legislație și ne dorim să rezolvăm lucrul ăsta având în vedere și Ordonanța 41, spuneam puțin mai devreme. Ordonanța obligă, vorbește de simplificarea procedurilor administrative.
Și se discută foarte mult ultima vreme despre accesul liber la date, se discută foarte mult despre utilizarea acelor date care provin de la autorități responsabile și se discută în ultimul rând de calitatea datelor. Sigur, de cât de actuale sunt datele, iar. Și asta este un lucru bun. Deci, cred că puțin... E greu să dăm un răspuns. Credem că în această toamnă am putea să avem Ordinul Ministrului, iar să vorbim mai complet, Ordinul Ministrului 39 din 2009 este nemodificat privind taxele, privind tarifele pentru servicii, da, din partea NCPI. Deci vorbesc despre NCPI. Celelalte seturi de date care aparțin altor autorități, evident, fiecare este de propria politică. Da? Deci noi am făcut efortul, să zic așa, să dăm liber la limite administrative. Asta a fost o... ne-am asumat, să zic, am făcut bine prin cursul de administrație, dar nimic mai mult, pentru că am avut o motivare, am pus să fundamentăm foarte bine măsura care am luat-o, având în vedere că erau litigiperul, având în vedere că administrația publică locală și generală avea nevoie de limite. Știți foarte bine că legea 2/68 a fost modificată în 2012 prin legea 133. Privind unitățile administrative teritoriale. Și noi aveam o problemă la acea lege că nu aveam o reprezentare grafică. Acum avem, în 2013, în 2012 avem această reprezentare, o vedem și pe geoportal, o vedem pe toate lucrurile. Este un model de cum se ar trebui, e un model bun de cum ar trebui să dea să... Deci, ce e important ca Agenția Națională își propune să dea liber la toate datele pe care le refer aici la SOPRO 5 și SOPRO 50. Și la o parte din datele care țin de cartea funciară, dar și acolo, sigur, mai avem restricții. Pentru că o parte din veniturile care le încasăm, știți foarte bine că merg la realizarea Planului Național de Cadastru și Cartea Funciară, Plan Național până în 2020. Deci, agenția finanțează din veniturile proprii activitatea de cadastru general. Mulțumim, domnul președinte. Am văzut câteva exemple de probleme și de realizări din partea instituțiilor guvernamentale. E cazul să mergem și în zona cealaltă, zona la industrie, la zona privată. Evident, ei sunt de multe ori și cei care implementează pentru instituțiile care au prezentat mai devreme situația, partea tehnică. Atunci o să avem două prezentări din această zonă. Sorin, tu ești primul.
să avem și toate comunele care sunt în acel județ. Inspire spune că trebuie să dai toate aceste elemente. Da? Într-o regiune, sub regiunea nord-est, cum sunt Iași, trebuie să arăți atât toate județele, cât și pentru fiecare județ are statutul administrativ. Ok. Am identificat 5 nivele administrative, dar trebuie să facem 4 nivele tabele de legătură, în jur de 60 de mapări, ca să ajungem să transformăm datele noastre din tabele simple, LED, în aceste complex feature types care ne cer Inspire. Un exemplu pentru unitățile cele mai de jos, pentru unitatea cea mai de sus, adică pentru comune, orașe și municipii, respectiv pentru țară. Fiecare nivel impune altă transformă. Ok. Am avut niște provocări. Hale, de exemplu, nu eu nu prea zic cu PostgreSQL. Este super ok, pentru că este bază de date open source foarte puternică. Dar baza noastră de date era deschis server. Nu putem să facem mai multe transformări în același timp. Asta înseamnă că trebuie să facem 4 proiecte de transformare pentru fiecare dată, tip de dată în parte. Este foarte greu de modelat relații one-to-many în cazul aceleași tabele. Dar la GoPublisher, în schimb, am văzut că este destul de lent pentru SQL Server. Am schimbat și el pe PostgreSQL, ca bază de date și în momentul în care a crescut foarte mult. Cum am spus și mai devreme, câteva concluzii preliminare pentru transformare este că HALE este mult mai simplu și mai rapid, mai ales când vine vorba de mapare de atribute. GoPublisher, în schimb, este mult mai puternic și permite configurarea avansată. HALE fie este limitat ca și bază de date, GoPublisher este mult mai permisiv, poate să lucrezi cu aproape orice. El se bazează ca open source, ca o comunitate, să vină să susțină, să facă contribuții ca să rezolvăm problemele. GoPublisher, fiind un sistem comercial, îți dă soft-ul și arbitru dacă ai licență comparativă. Bun. Am plecat la tabelele noastre și am transformat date. Deci, pentru transformate, după cum se foarte bine prezentarea, este prezintă un XML, un fișier text structurat, care, din păcate, are suport foarte mic din partea instrumentelor geospațiale. Nu ai reușit să citim corect datele transformate așa cum ne cere Inspire, cu câteva softuri, dintre care a fost QGIS cu mai multe plugin-uri, ca să poți să faci acest lucru, sau cu Global Mapper a mers ceva mai bine. QGIS nu reușit să fac. Ok. Am obținut acest set, l-am transformat, avem XML-ul, dar trebuie să ne asigurăm că și XML-ul este valid. Inspire pune foarte multe cerințe și recomandări pentru setul tău de date. Și am folosit o serie întreagă de servicii online, precum serviciul de AMB Plus, făcut de Epsilon Italia, ca să vedem nu numai că XML-ul nostru este corect formatat, că nu avem probleme, dar și că și conținutul din amuntru este conform cu ceea ce scrie în document. Pentru celelalte teme, unde nu aveam acest schema, am folosit serviciul de validare de la Open Geospațial, Teenager. Am observat că este imposibil de testat întreg setul de date. Dacă ai foarte multe date care vrei să testezi momentan, serviciile de validare nu trebuie să facă acest lucru, trebuie să dai niște teste mici. Și că sunt erori ascunse în date. Deci chiar și dacă tu crezi că ai lucrat super bine și că nu ai probleme, în momentul în care validezi, ai un set de date, l-am transformat, hai să o deschidem pe web. Pentru că degeaba stă undeva într-un calculator dacă utilizatorii nu îl pot folosi. Servicii de vizualizare, servicii de descărcare. Iarăși am avut două abordări, pe soluție comercială și pe soluție fost working. De partea comercială am plecat pe SQL Server. Pentru servicii de vizualizare am folosit ArcGIS și cu sistemul proprietar de Qualtrics Database. Iar pentru VPS-uri am folosit GoPublisher. Pe partea open source am utilizat PostgreSQL ca și bază de date de extensie PostGIS. Pentru Web Mapping Services GeoServer, pentru features, pentru VPS, atât Degree, și GeoServer. Împreună cu niște plugin-uri. Întotdeauna când observația noastră a fost, când vine vorba de open source, și niște plugin-uri. La orice soluție. Am observat niște mici probleme lucrând cu soluțiile proprietare. De exemplu, GeoServer, există un suport pentru SLT, este acel fișier prin care noi putem să simbolizăm datele reprezentate de ArcGIS. Doar că este extrem de limitat. GeoServer este mult mai puternic și ne-a permis, de exemplu, să facem pentru un singur strat 24 de simbolizări diferite, în care putem să filtrăm și să ajutăm ca utilizatorii noștri să vadă dintr-un singur endpoint, dar dintr-un singur server, un singur serviciu, toate datele de care au nevoie.
Acesta așa arată, de exemplu, așa arată un SRP și în momentul în care deschidem un QGIS, le reconectăm la serverul de VMS, vedem frumos toate aceste straturi, filtrate și cu descriere. Am lucrat cu ceilalți patinemo și ne-am și monitorizat servicii. Inspire spune că trebuie să răspundem într-un anumit timp și că trebuie să fie în permanență ridicat serviciul. Și ce am văzut? Am văzut că geoserverul este mai bun decât ArcServer, în cazul acesta. Pentru că răspunde mai repede, variază mult mai puțin, vedem grafic în care avem numărul de request-uri și timpul în care a răspuns la un request, la o cerere. ArcServer-ul, din păcate, din cauza că trebuie să facem foarte multe layere în cadrul aceiași cărți, ca să putem să facem toate cerințele care le dăm Inspire, răspunde mult mai greu și ajungem adesea să fie timpul de răspuns de 5 secunde și atunci la validare timp. Care am vrut să vedem cum putem mergem prin cheiul către VFS 2.0. Avem mapare, dar noi nu vrem să facem un GML care să fie atât. Am făcut setul de date, l-am publicat undeva pe internet și dacă noi mai intervenim în bază de date și mai actualizăm ceva, să fie deconectate cele două. Și ideal am vrut ca să mergem din baza noastră de date direct către serviciul de descărcare. E un proces complicat și destul de lung. Trebuie să încep cu el, s-a făcut din partea comunității o extensie ca să se conecteze la GeoServer. GeoServer-ul la extensia AppSchema. Doar că nu tot ce avem în el se mapează pe GeoServer. Pentru că fac niște transformări simple. Sunt tot fișier XML de mapare. Fișierul se editează în Notepad++, prietenul tuturor celor care nu creează cu XML-uri. Și se fac toate mapările de complex features manual. Și se rezultat XML-ul respectiv, acum îl introducem în AppSchema, configurăm workspace-urile din cadrul GeoServer-ului ca să bată către toate schemele de date pentru fiecare din data. Toate acestea intră în GeoServer și în final putem să avem un VFS valid. Da, am spus, e destul de complicată schema ca să ajungem de la o bază de date către GeoServer ca să spunem servicii de date de descărcare. Dar în momentul acesta, când actualizăm ceva în bază de date, utilizatorii care descarcă de partea cealaltă au întotdeauna ultima versiune la dispoziție. Comparând cele două soluții, soluția proprietară GoPublisher și GeoServer cu AppSchema, vedem că ambele soluții oferă acces la seturi de date armonizate. Ambele soluții funcționează. Ce ați interesat la urmă? Să funcționeze. Doar că Snowflake, pe partea aceasta de a lua date din bază de date și a le servi către utilizatorii finali, către dumneavoastră, către mine, care vreau să le folosesc, pare mai facil. Am schimbat ceva, am dat din nou save și pe care merge. La GeoServer este mai puțin mai complicat. Odată acel întreg lans, ca să ajungem să servim acest VPS, plus că nu poate operație din mail, este foarte simplu că pe mail se poate grămadă de proprietăți, atribute, care sunt cerute de Inspire. Dar că acestea nu se pot mapa pe GeoServer și trebuie să facem foarte multe hack-uri din cadrul XML-ului. Poze de scale și GeoServer și AppSchema au oferit în prima etapă performanțe mult superioare soluții comerciale. Iar GeoServer-ul părea că face mult mai bine decât soluțiile comerciale. Cheia a fost în bază de date și probabil și-a funcționat mult mai bine. GIS. A trebuit să trecem toate seturile de date pe schema 4.0, pe ultima versiune, altfel GeoServer nu putea să se servească. Și prin care să le comparăm, GeoServer în stânga, GoPublisher în dreapta, iar așa monitorizat serviciile. GeoServer a răspuns destul de bine, variația este foarte mică, întotdeauna am avut performanțe bune pe el. GoPublisher, soluția comercială, inițial eram aici, eram foarte sus. Se răspundeam în jur de 30 secunde pentru un request. Acești 30 secunde ca să-ți dau un poligon este foarte mult. Momentul în care am făcut schimbarea de QGIS, a crescut capacitatea sistemului care răspunde mult, mult mai mult. Și atunci acele două sisteme sunt comparabile. Am reset de date, l-am transformat, am făcut și serviciile de vizualizare și descărcare. Dar mai trebuie să ne facem încă niște pași ca să fim 100% conform cu ce cere Inspire. În primul rând, la metadatele pentru serviciile noastre, deci mai vorbim de metadate pentru seturile de date, vorbim metadatele pentru servicii.
telefonizate o serie întreagă de exemplu capabilities, ceea ce le-am oferit. Your server are un plugin foarte, foarte bun, care permite să faci aceste extreme capabilities. Până la Geo Server a fost dificil să asigurăm acele 5 secunde pentru requestul de Getman. Și întotdeauna serviciul de vizualizare era invalid. Pe partea de VPS, din păcate, sunt încă destul de multe probleme cu un Geo Server care nu ne lasă să recomandăm complet o soluție ideală. Sunt bug-uri care se cunosc, una parte dintre ele, o parte dintre ele sunt strânse acum de către comunitate, să le trimitem către cei de la Geosologie Italia, care dezvoltă activ GeoServer, pentru ca să facem un estimat de efort și ca în final, GeoServer o să poată să devină 100% bun pentru scopul spate. Unde ne-am lovit noi de problema foarte mare cu GeoServer este că dacă ai un set de date care are singur de a-i protectul site, de a-i infectul, de a-i adrese, de a-i transport și nimic altceva, este foarte simplu. Este un singur XSD care poate să fie mai multe din CertX și GeoServer face. Dacă ai un set mai complex, care are mai multe layere, dar sunt și layerele respective sunt unite, am un singur strat de drumuri, am un singur strat de administrat de units, cu mai multe XSD-uri, iarăși GeoServer reușește să le rezolve. Dar dacă ai mai multe seturi, cu layere nu unice, am vorbit de site-ul de un server al Ministerului care poate să servească date și pentru ANPM și pentru APM-urile regionale, atât setul de date național. În momentul acesta nu mai poți să mai folosești ce o server și e cea de vină. În final, am înseamnă că soluția funcțională trebuie să fie o soluție hibridă, momentan, până comunitatea reușește să mai împingă lucrurile de la spate, ce puțin pe partea open source. Pe VMS, clar, pentru noi este PostgreSQL și GeoServer. Performanță mult mai bună, timp de răspuns mult mai mic. Pe partea de servicii de descărcare, încă, pentru cerințele noastre, nu putem să folosim GeoServer. Așa încât am rămas pe baza de PostgreSQL, în pădurarea open source, doar că serverul este pe publisher și, evident, nota cu spus, pentru că nici pe publisher nu rezolvă toate cerințele pe care sunt din spate. Ok. Soluții hibride sunt necesare, pentru că este o problemă extrem de complexă. Este dificil de construit, dar nu este imposibil. Inițial, când ar depuși acest domeniu, se pare că nu se mai termină specificațiile tehnice, că nu mai ajung la un consens. Dar mergând prin toate și folosind instrumentele software care sunt imperfecte, reușim să ajung la o soluție și în momentul acesta, pe serviciul de descărcare, de exemplu, avem unul din cele două servicii VPS valide la nivelul întregii Uniunii Europene. Mulțumesc mult, Sorin, întrebare foarte clară. Pentru că suntem la lindă cu timpul, o să chem pe Iurie să facă prezentarea care este legată de conexa cu ATA. Dar rămâne timp la sfârșit, bine că nu se întinde direct.